eu numărul 4. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să facem ravioli cu... Aici am cicoare sau cu spanac, cu ce doriți. Cicoarea este un pic mai amară, dar este foarte bună și foarte sănătoasă. Și puteți pune și spanac în loc. Și am să pun cu parmezan sau puteți pune ricotta. Și cu puțin parmezan împreună. Eu astăzi fac doar cu parmezan. Așa am să fac din nou pasta cu făină și cu ou. Tot așa făcut în casă. Și apoi aici avem quinoa. Ia uitați. Și eu am fiert-o în apă cu sare circa 15 minute. Și am lăsat-o să se răcească. Și ia uitați cum s-a făcut. Deci o spălăm puțin înainte și apoi o punem în apă fierbinte cu sare. Și o fierbem 15 minute. Așa. Și o să facem această salată. Am pus aici 30 de grame de quinoa. Așa. Și apă. Cam de 3 ori să fie. Se gătește la fel cu orezul. Cam la fel. Apoi mi-am pus... Deci am fiert și vedeți, s-a umflat. Un morcov, are cam 50 de grame, l-am dat prin răzătoarea mare, așa. O ceapă verde și are 15 grame, am cântărit-o. Și mi-au mai rămas 2 ardei capia de ieri și 30 de grame au împreună. Cu sare, lămâie și ulei o să facem salata. Apoi aici la ravioli am gata fiartă, 150 de grame de cicoare, dar puteți pune și spanac, dacă nu vă place, că este un pic amară, dar este foarte, foarte bună. Și 60 de grame de parmezan. Puteți pune jumătate parmezan, jumătate ricotta sau brânzică. Așa, și am să pun și puțin în ucușoară. Și o să începem să facem mai întâi salata. Eu mi-am preparat și ceaiul digestiv, doar din... l-am făcut înainte ca să se vadă culoarea, cum se schimbă la culoare când stă, cu foi de dafin și cu apă fierbinte. Deci la jumătate de kilogram punem 3-4 foi de dafin. Vedeți? Așa. Și apoi o banană ca fruct pe astăzi. Deci aceasta este ziua 4. Și o să începem cu salata. Și rezultatul este acesta. Vedeți cum s-a umflat din 30 de grame? Cât am? Deci cam pentru o porție, nu mai mult. Așa. Și am să le dau deoparte. Să le pun așa aici. Așa. Am să tai ceapa. Morcovul deja l-am dat, un singur morcov. L-am dat prin răzătoare, am să-l dau deoparte. Și am adăugat și puțină zeamă de lămâie ca să nu se negrească. Am să tai și ceapa, mărunțel. Am viat, bine ați venit! Știți că am emoții fiecare dată când intru. Așa. Și vom adăuga aici peste morcov. Tăiem și ardeiul. Așa. Ardeii de ieri care i-am făcut rulada cu ton și cu usturoi și cu pătrunjel, să știți că foarte, foarte bun a fost. Să încercați și să-mi spuneți dacă v-a plăcut.
Eu în comentarii acum am pus și meniul 1 și ziua 1 și ziua 2 și ziua 3. Și am pus și linkul la rețeta de la pâine cu hrișcă. Că nu lipsește o felie de pâine. Și oricum o să avem puțină pastă pentru ravioli. Așa. Și avem quinoa. Și acum o să adăugăm. Să le punem pe toate. Așa. Am să dau puțină sare. Ulei. Ulei de măsline eu pun, dar puteți să puneți și ulei de floare soarelui. Acum, după cum vă place. Așa. Mulțumesc, Elena, mulțumesc pentru floare. Te pup! Și o să stropim cu zeamă de lămâie. Și puteți această quinoa, o puteți, care nu mai semințe, o puteți face mai multă și a doua zi puteți să faceți altă salată cu alte ingrediente. Așa, ia să vedem. Stoarcem lămâia. Așa, o jumătate de zeamă de lămâie. Și amestecăm. Eu nu știu unde să le... Ia uitați. Și ce conține quinoa în comentarii și ce proprietăți are. Să vă uitați. Așa. Ia să gustăm, să vedem cum este. Este bună. Ia uitați, avem fundul, avem oul, făină, și puțină sare. Și tot la fel, punem făina. Astăzi mi-am adus mașina de făcut pasta. Așa. Punem oul. Și puțină sare. Și amestecăm. Facem înainte aluatul ca să-l poată să se odihnească puțin și după aceea facem umplutură. Și cine dorește poate să-și facă și o peliuță de cărniță pe grătar, micuță. Deci un nou la 100 de grame de făină. Și făina o adăugați treptat. Și consistența trebuie să fie un pic mai tare decât aluatul fraged când îl facem noi, puțin mai tare la aluatul pentru pastă. Așa.
cu un om și frământă. Ieri s-a întrerupt în timp ce frământam internetul. Să sperăm că astăzi nu se mai întrerupe. Așa. Și adăugăm toată făina. Vedeți că aluatul trebuie să fie un pic mai tare. Așa. Și o adăugăm pe toată. Că în timp ce noi îl frământăm, el se mai moaie. Eu aici folosesc făină de la frumenta în Italia. Să știți că este foarte, foarte bună. Nu știu dacă ați încercat-o, cine stă în Italia. Așa. Și acum mi-am adus aici aparatul. Aici avem datul 0 și începem să frământăm. Să vedeți ce frumos se face și ce repede. Bună ziua, Mariana! Bine ai venit! Bine ați venit tuturor! Să luăm toată făina. Vedeți cum s-a făcut? Începe să se moaie. Așa. Luăm toată făina care este. Așa. O să dăm fundul deoparte. Și acum începem să frământăm. Și frământăm cu acest aparat. Am făcut exerciții la degete și la mâini, că l-am frământat la mână, dar astăzi îl frământăm ca să facem mai repede. Și iese și mai bine frământat așa. Vedeți cum se face? Uitați-l. Așa. Uitați la ziua 3 să vedeți diferența cu frământat la mână și frământat așa la mașină cum este. Așa. Mai dau de două ori și las la odihnit. Și facem umplutura. Fin. Și acum îl împăturesc așa și îl pun în folie și îl lăsăm aici în față. Așa. Îmi scot aparatul și îl punem după aceea să facem umplutura.
uităm deoparte. Și acum avem aluatul. Aici avem cicoarea sau puteți pune și spanac cu parmezan, puțină nucușoară, puțină sare și atât. Și în loc de parmezan puteți pune urdă, ricotta, brânzică de vaci, brânzică de oaie, ce doriți în interior. Să știți că este cam amăruie. Mie îmi place așa. Dar puteți pune spanac sau altceva în interior. Cred că și cu urzici ar merge. Așa. Și consistența, ia uitați, eu le-am lăsat așa mai mari, dar le puteți da și la blender să le faceți mai, mai cremoase. Așa. Și aici am spus că am 150 de cicoria. Sau cicoare și 60 de parmezan și amestecăm. Am să pun și puțină nucușoară. Atât. Și puțină sare. Eu deja am pus și puțină sare și la fiert la cicoare. Eu am avut o congelată și am pus două linguri de apă și un pic de sare și cu capacul până a fiert puțin. Așa, și amestecăm așa bine. Aici nu adaug ou. Așa, și amestecăm așa bine. Să și gustați, să vedeți dacă vă place. Dacă mai trebuie adăugat ceva. Așa bine, am să și gust să văd cum e. Este bună. La noi se mănâncă mai puțin cicoarea, dar aici este foarte bună. Am zis să fac și ravioli. Eu le-am rețetat cu spanac pe canalul de YouTube. Și eu cicoarea o mănânc împreună cu din bob. Boabele uscate, fierte și făcut în piure. Cu puțin ulei, cu sare și împreună cu această cicoare trasă la tigaie cu puțin ulei și cu puțin usturoi, dacă ați ști ce bunătate este. Așa, și am făcut umplutura. Acum, o să întind foaia. Ia să-mi aduc și puțină apă. Așa, mi-am pregătit o tigaie cu apă și am să fierb 2-3 ca să vă arăt cum și am să pun și puțină sare. Așa, și am să pun pe foc. În timp ce noi facem, apa începe să fiarbă, ca să vă arăt și cum arată. Și puteți condimenta și cu, eu am astăzi doar cu puțin parmezan și cu ulei de măsline crud deasupra, dar cu un pic de sos de roșii, cu ce doriți puteți face, și cu smântânică, și cu ce doriți. Puteți să-i faceți cu fel de fel de condimente după aceea. Așa. Mi-aduc aici din nou mașinuța mea. Și să ne să dau așa mai într-o parte. Și să întindem foaia.
să întindem și să închidem bine aici. Avem aici, așa, avem umplutura noastră. O să avem nevoie de puțină făină, așa, să presurăm pe masa de lucru. Am să încerc să le tai cu aceste forme, vedeți, de inimioară, sau cu rotunde. O să vedem cum o să iasă mai bine. Și puțină apă să punem pe... să ne umplă căruț. Puțină apă ca să punem pe pastă, ca să se lipească. Așa, și punem așa aici. Este bine, foarte bine să se odihnească aluatul, cum am făcut noi. Dacă se poate și măcar o jumătate de oră. Și nu în frigider, la temperatura camerei. Și acum, vedeți aluatul cum arată? Ia uitați-l. Așa. Și îl întindem. Îl mai frământăm de 2-3 ori. S-a închis bine aici. Și după aceea micșorăm distanța și facem foaie. Câte o bucățică. Aceasta o punem așa în folie, ca să nu se usuce. Așa. Și o dăm deoparte. Și acum micșorăm la 3 și o întindem. Vedeți? Așa. Și acum să o ducem la 7 sau la 6. Ia să vedem cât de subțire este la 7. No, cred că este bine. Ia uitați. Vedeți? Cum s-a făcut? Așa. Și o punem aici pe masă. Mai fac una, că așa iese mare. Mai facem încă o bucățică. O zi minunată! Mulțumesc, Mariana! Îți mulțumesc! Așa, mai luăm o bucățică de aluat. Îl punem tot așa aici și îl întindem. Mai întâi la 3. Și după aceea la 7. Așa. Și avem un pensionaj unde am să-l pun aici în apă, vedeți? Și o să umezim așa puțin foaia. Cu apă. Și acum o să punem din compoziția noastră. O să luăm câte puțin așa și o să punem aici un pic. Eu am lăsat mai mare, puteți face și mai cremoasă umplutura. Eu le-am lăsat așa mai mari, tăiate, așa ne place. Și acum am să iau și am să pun deasupra încet așa și încercăm să nu lăsăm aer în interior aici.
acum să le tăiem. N-am mai pus făină de desubt. Să sperăm că e totul bine. Ia să vedem. Să facem două inimioare și două cerculețe. Să vedem care iese mai bine. Așa. Aceasta cred că e cam mică. Să le pun aici pe fund. Așteptăm să se încălzească apa. Ia uitați. Să sperăm că nu se desfac. Și acum am spus, la început trebuia pusă puțină făină pe masă și eu nu am pus. Așa, ia uitați. Și mai strângem așa puțin. Vedeți? Așa. Să pun tot așa pe fund. Și acum tăiem. Tăiem din nou. Ia uitați cum vine. Așa. Imediat le dăm și în apă. Mai facem una rotundă. Facem și una rotundă. Așa. Aici avem apa care clocotește. Oh. Ia uitați. Și le dăm drum așa în interior. Lăsăm să fiarbă. Ia uitați-le. Se vede? Tot taburul. Așa. Și le luăm și le punem așa pe farfurie. Nu s-au desfăcut. Aveam emoții. Așa. Punem la loc aici.
așa cu puțin ulei crud, ulei de măsline. Și cu puțin parmezan deasupra. Așa. Atât. Și avem farfuriuța noastră de ravioli. Și apoi, nu lipsește pâinica noastră cu hrișcă și cu semințe. Ia uitați-o. Eu asta am scos-o de la frigider, de la congelator. Eu mi-am făcut și mănânc câte o felie sau două pe zi. Este foarte, foarte, foarte bună. Să încercați să vedeți, să vedeți ce bunătate, ce salată bună. Ia uitați cum arată. Cu nouă, morcov, ceapă verde și ardei capia. Este dulce. Și cu zeamă de lămâie și cu ulei de măsline. Ravioli cu pasta făcută în casă și cu umpluți cu cicoria sau cicorie și cicoare, așa se spune la noi, cicoare. Mulțumesc, Ana Maria! Sunt delicioase, să le încerci cu cicoare și cu parmezan. Puteți pune și ricota sau brânzică în interior, că este cam amăruie. Dacă nu, faceți cu spanac și tot așa, puneți cu ricota. Găsiți rețeta mea pe canalul de YouTube, prăjituri cu camele și bucate gustoase cu spanac făcute. Și tortellini găsiți acolo. Mâine cred că o să facem tortellini. O să umplem. Așa, umplutura o aveți pe canalul de YouTube și mâine numai cât o să umplem și o să le dăm forme. Și ceaiul cu foi de dafin, este un ceai digestiv. Să știți că eu îl beau și mă simt foarte, foarte, foarte bine. Și pâinica cu hrișcă și cu semințe, cu multe semințe. Cu semințe de chia, cu semințe de in, cu inoa, semințe de floarea soarelui și susan. 5 feluri de semințe are în interior. Vedeți? Ia uitați cum arată. Așa. Este foarte, foarte, foarte bună. Are această consistență pentru că nu are gluten. Nu este cafeina noastră, cafeina albă. Deci nu are gluten, este fără gluten. Și cu inoa tot fără gluten. Ia uitați. Așa arată. Eu îl beau ceaiul de dafin pentru digestie. Dar este bun și pentru oase. Eu mi-am făcut și ulei de dafin. O să facem într-o zi și uleiurile. Sunt foarte... Și eu am probleme cu artroză și mă dau pe mâini, pe la coate, pe la genunchi, pentru dureri. Și este foarte, foarte, foarte bun. Și de băut este bun. Nu numai pentru digestie. Și acestea sunt... Este rețeta numărul 4. Am să o public și pe canalul de YouTube Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Acolo va rămâne. Aici pe pagină, cum am spus, și repet în fiecare zi că mi-a fost furată și de aceea public și pe canalul de YouTube să rămână. Abia am reușit să-mi recuperez pagina. Cine are pagină, să aveți mare, 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 mare grijă, că o secundă durează, o secundă și v-a luat-o și nu mai puteți intra deloc pe pagină. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc din suflet și eu vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Și vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Numai bine vă doresc. O să ne vedem și mâine dimineață. Mâine am să intru în jur de 11, 10 jumătate, 11, ca să facem a 5-a rețetă, ziua numărul 5. Și o să facem și o prăjiturică. O prăjiturică o facem o brioșă cu morcov. Și să vă arăt cum facem și tortellini. Te pup, Ana Maria! Și
Și o să facem și tortellini. Umplutura, eu deja mi-am făcut-o. Este bun ceaiul de dafin, este foarte, foarte bun. Dafinul este un miracol pentru corpul omului. Așa este. Eu am crescut cu plantele, cu plante și cu tratamente naturiste. Mi-aduc aminte mămica și acum mai face cât ne mai doctorea și ne dădea fel de fel de ceaiuri și sau zeama de la urzici este foarte bună. Mi-aduc aminte, eram micuță și mie nu-mi plăcea și ea spunea, îmi plăceau urzicile, în schimb zeama nu, bea și bea și bea, că face bine la sânge, face bine la sânge și o plângeam și o beiam. E, atunci nu știam, dar anii trec și noi învățăm, avem foarte multe de învățat. Și creștem. Și ne vedem mâine. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc o după-amiază plăcută și frumoasă. Vă pup dulce. Și vă doresc și multă, multă sănătate. Și ne vedem mâine dimineață să facem aceste brioșe. Sunt bune, 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 bune. Eu am și rețeta pe YouTube, dar sunt făcute cu zahăr. Și vreau să o schimb. Mâine o să le facem cu miere de albine. Și o să adăugăm și puțină ciocolata măruie. Am să schimb puțin rețeta, să le facem un pic mai pentru copiii care nu vor să le mănânce, nici chiar dacă sunt făcute dulci. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc. Acum vă las, vă pup. Eu termin ravioli de făcut și, cum am spus, am făcut și umplutura la tortellini și mâine o să facem. Eu am să încep din seara aceasta și mâine am să vă arăt. Dacă o să am timp, mai târziu intru să le facem împreună. Dacă nu, mâine. Să vedem ce timp îmi fac. Mă așez pe scaun și facem împreună. Le dăm forma aceea după deget, așa, micuțe. Și fac după rețeta cu prosciutto. Și am și rețeta cu carne tocată. Le găsiți pe amândouă pe canalul meu de YouTube. Acolo găsiți peste 700 de rețete, dulci și sărate. Sunt multe, multe, multe. Vă pup, acum vă las. Pupici, o seară frumoasă și numai bine. Vă îmbrățișez și vă iubesc pe toți. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, o seară frumoasă tuturor. Cu spanac. Ana Maria, cu spanac. Cicoare este mai amăruie. Dar mie îmi place foarte, foarte mult. Eu aceasta este doar pentru mine. Ați văzut, am făcut o porție. Și pentru restul familiei fac cu spanac și am făcut și tortellini. Dacă m-am hotărât să fac această dietă, vreau să văd dacă după o lună rezultatul. Să sperăm că o să fie bine. Și încă ceva. Eu după ora 7 nu mai mănânc. Deci eu la ora 7 îmi beau cam o jumătate din ceai. Aici am jumătate de kilogram. Deci beau după fiecare masă câte puțin și la ora 7 nu mai... Deci ultima masă e în jur de 6-7 și așa puțin tel. Încerc să nu mai mănânc pâine. Să elimin pâinea, așa, cât de cât, doar câte o feliuță, așa, puțină, puțină. Încercăm, încercăm, este foarte, foarte greu de slăbit, dar încercăm, fiecare încearcă. Și mâncăm, să mâncăm, deci să slăbim mâncând, mâncând sănătos și bun. Eu îl beau pe parcursul zilei și seara și, dar în fiecare seară beau câte o ceșcuță, un păcăruț. Și mă simt foarte, foarte bine. Înainte mâncam seara și stăteam la masă și mâncam și cu stomacul plin și eram tot timpul umflată. Acum nu, de când beau ceaiul de dafin nu mai am aceea senzație și nu mai sunt umflată. Să-l încercați. Și să nu mai mâncați mult seara. Vă pup, acum vă las. La revedere și ne vedem mâine dimineață, în jur de 11. În jur de 11. Intru, vă pup, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici, la revedere!